Membrii sindicatului Sanitas, care funcționează în Spitalul Roman, vor ieși luni 31 octombrie în Curtea Unității Sanitare pentru a protesta împotriva inechităților salariale cuprinse în recenta ordonanță de urgență a Guvernului, care prevede doar majorarea cuantumului gărzilor medicilor. O parte din cei 320 de membri ai sindicatului Sanitas se vor aduna în Curtea Spitalului Roman luni 31 octombrie, între orele 10 și 12. Știți, din toate canalele de presă, că Federația Sanitas de România a declanșat conflictul colectiv de muncă la nivelul sectorului nostru de activitate. Pe 31-2016 au decretat grevă generală. Greva deci este înregistrată. Ne încadrăm în normalitate. Deci nu facem ceva, am și emoții acum, ilegal. Noi am declarat grevă luni pe 31 între 10 și 12, în care vom participa sindicatul Sanitas. Avem sprijin și din partea sindicatului Sintmed și Solidaritatea. Suntem principalele noastre nemulțumiri, sunt legate de legea salarizării. Suntem nemulțumiți de inechitățile care s-au uscat prin ordinul guvernamental 20 și 43 pe 2016 și punctul 2, vrem calcularea sporurilor la nivelul salariului actual, adică 2016 și nu decembrie 2009. Participanții la grevă vor protesta împotriva inechităților salariale din ordonanța 20 a guvernului, care au omis categorii întregi de personal din sistemul sanitar. Plus alte nemulțumiri pe care, când o să veniți la noi, o să vi le transmitem. Câți membri are sindicatul dumneavoastră? Sindicatul nostru are 230 de membri. Cum i-ați organizat? Păi o să ieșim în curtea spitalului și în fața presei o să ne arătăm nemulțumirile noastre legate de această salarizare impusă prin ordinul 20. Noi așteptăm legea salarizării. Foarte multe inechități legate de salarizarea noastră, privind și categoriile noastre de asistenți, nu suntem real recompensați după studiile fiecăruia și după participarea efectivă în câmpul muncii. Greva va fi organizată cu respectarea prevederilor legale din legea conflictelor de muncă, adică cu respectarea asigurării unei treimi din personalul mediu care va lucra alături de medici. Asigurăm urgențele, nu facem absolut nimic ilegal. Da. Încă o nemulțumire pe care vreau să o cuprindeți și pe care trebuia, de fapt, de prima dată să o spun, este că au fost omise categorii precum personalul Tesa, salariați din DSP-uri, din asistența socială, din medicina școlară. Dar pe mine, chiar și personal, mă doare pentru personalul Tesa, pentru că și noi depindem și de ei. Conducerea Spitalului de Urgență a luat cunoștință de la reprezentanții sindicatelor despre grevă și respectă drepturile acestora de a protesta, recunoscând existența unor grave lacune legislative în ceea ce privește salarizarea diverselor categorii de personal. Noi sprijinim pe cei din sindicate și totodată și greva pe care dumneavoastră o organizează. Cei care participă, am înțeles că o să fie cei care sunt de noapte și din activitatea din timpul zilei, dar fără a perturba activitatea spitalului. Cât se vor aduna, nu știm, dar în curtea spitalului este loc pentru a putea picheta. De fapt, ei doresc majorarea, am înțeles, a sporurilor, aducerea sporurilor, alinierea sporurilor la nivelul salariului din 2016. Salariului din 2016. Într-adevăr, prin ordonanța 20 s-au mărit salariile la toți, dar la toți ca și cadre sanitare, că pe parte de administrativ n-au fost mărit decât la șefii. Șef administrativ, șef resurse umane, șef achiziții, șef contabilitate. Conducerea spitalului are cunoștință de discriminările salariale existente și consideră legitime nemulțumirile personalului medical.
dar nu și la restul personalului. Atunci, pe de-o parte, se dorește pentru cadrele sanitare ca aceste sporuri care le primesc să fie calculate la salariul din august 2016 și la salariul din 2009. Sporuri ce ține spor de infecție, spor de ture de noapte, toate astea, cum am spus, sunt la 2009. Iar pentru cei din partea de administrativ, să fie și dumnealor luați în calcul și să li se mărească și dumnealor salariile. Alături de mișcarea revendicativă vor fi și salariații din direcțiile de sănătate publică, cei din asistență socială și cadrele sanitare din medicina școlară. Conform declarațiilor doctorului Victor Eșanu, președintele Camerei Federative a Medicilor, deși sunt de acord cu revendicările membrilor sindicatului Sanitas, trebuie să se înțeleagă faptul că medicii nu vor participa la mișcarea de protest de luni, lăsându-i pe membrii sindicatului Sanitas să-și rezolve singuri revendicările.